Salut, prieteni! Astăzi, după cum v-am obișnuit și asta, pentru că stăm în jurul sărbătorii de dragobete, o să vă arăt ce am putut eu să realizez și ce puteți și voi, pentru cei dragi, să le oferiți lucruri simple, dar din inimă, zic eu. Haideți să trecem la treabă. Astăzi vom face niște felicitări și să vedem ce o să iasă. Haideți să vă arăt ce am făcut eu. Ia uitați. Este făcută de mine. Cu te iubesc, e normal, nu? Este foarte simplă de făcut și o să vă mai arăt încă una și după aceea o să trecem la treabă. Care am făcut-o și vine așa. Este un pic, asta nu se poate pune într-o scrisoare, decât se poate da personal. De ce? Am vrut să scot în evidență tricolorul. Și și după cum se vede, cred că am reușit. Ia uitați ce frumos. Și la fel este. Bine, nu am scris în ea, te iubesc, dar pot să scriu orice. Și este deci ceva simplu, dar plăcut, zic eu. Și acum o să vă arăt cum le-am făcut. Doar o să încerc să vi le redau. Deci nu le voi face din nou, dacă deja le-am făcut. Sau poate că, haideți, o să fac una. Așa. Inimioarele alea care sunt pe ele, astea, v-am arătat eu, care am făcut și mai de mult și la cei de... Deci sunt simple de... Așa. Iar astea sunt tot la fel, niște... Haideți să vă arăt. Ca să... Și să lipesc. Uitați-le. Care era să lipesc. Și am lipit pe margine, așa. Inimioarele astea le-am avut de la o pungă. V-am spus că la mine nimic nu se aruncă. Deci totul se adună. Deci la mine totul se reciclează. Și atunci a ieșit o carte în care te duci și o pui în față iubitului, iubitei, mamei, sorei, fratelui, cui vrei tu. Haideți să trecem la treabă. Deci, luăm, deci ca să faci o carte poștală, sunt coli speciale. În care coala specială, eu vă dau un exemplu cu asta neagră, da? Ca să vedem ce... Probabil că o să o fac pe a doua, cred că, cu steagul. Așa. Deci luăm o coală, o punem pe jumătate. Așa. Acum am lipit asta. Și acum haideți să o lipim pe... cartonaș. Da? Înainte să lipim, haideți să... O să o fac un pic diferit față de aia. Eu am niște... nu știu. Nu știu ce... o să-i pun, dar cred că o voi aplica câte o din asta așa. Așa odată și să o treci aici. Așa. Ca să
apare ceva mai deosebit. Inimare, hai să punem și tu inimare roșii. Una aici. Uitați, vedeți? Am pus una acolo și una... Asta e. Făcuța și să mai punem o inimare și în partea asta la alta. Astea sunt foarte bune că se lipesc, uite. Doar că trebuie să o luăm cu ceva pentru că nu pleacă după mână. Uite așa. Și o lipim mai frumos. Așa. Imediat se lipește. Și acum o să mai pun ceva aici. Dar nu știu ce. Și atunci, adică nu știu ce. Uite, mai am o inimare din asta. Și pun o inimare din asta, îi pun un pic de... Așa. Și o să o pun aici, așa. Ca să întăresc unde am tăiat mijlocul. Da? Așa. Acum, haideți să punem aici și să o lipim. La fel, lipim la capăt și capetele. Da? Da. Așa, deci am pus lipici aici și acum o lipim să fie egală și într-o parte și în alta. Așa. Și acum să ștergem un pic unde am pus un pic mai mult de lipici. Așa. Așa. Iar acum, eu am, nu știu dacă nu e prea încărcată asta, este foarte încărcată. Asta, de cu alb, nu merge. Și atunci, o să apelez pe asta. Și o să pun, uite, din asta. Aici, ca să să măsor. Ca să văd de unde dai și până unde pot. Dar că aici o să dai un pic moțul ăsta ca să poată să îmi vină fix. Și o să dau jumătate din floare. Dăm jumătate din floare. Așa. Și acum la fel îi dăm cu un pic de lipici ca să putem lipi piu, 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 fin de tot ca să nu fie așa. Și acum o punem aici așa și ia uite așa. Ia uitați, voi ce frumos, că aici vine încheietura cărții poștale, carte poștală, a cărții cu secret.
acum așteptăm să usuce un pic. Ia uitați. Dar, cum asta este neagră, acum o să-i punem și pe aici pe ea. Deci aici nu mai îmbodomim pentru că este suficient. Vedeți, a ieșit diferit. Asta am împodobit-o pentru că era roză. Și rozul nu mergea prea mult împodobit. Atunci, aici o să mai punem un pic. Așteptăm să usuce. Așa. Deci o lăsăm acolo. Și continuăm. Aici. O să continuăm pentru că jumătate am lipit partea asta. Și aici. O să punem la fel. În față. Pe rândul. La margine. Ia să vedem cum vine aici. Ca să putem... O să tăiem, da? Deci aici vine dreapta. Aha, până aici. Și de aici o tăiem fix de aici și după ce ne mergem pe partea cealaltă. Așa. Și acum la fel îi dăm cu lipici. Pentru că lipiciul lipește bine. Doar să avem răbdare ca să se usuce. Așa. Ce ziceți voi? Și cred că se pun și aici ca să vină un chenar. Deci nu vine ca un chenar pentru că nu-i mai pun. Nu-i mai pun. Uite, aici mi se ridică asta și nu vine. Și atunci o să... Așa, acum da. Așa. Și totuși ar trebui să-i punem ceva aici, nu? Da, o inimioară. Ce inimioară? Uite, eu am din pânză făcută inimioară, tot roșie, iată, dar e din material. Și îi dăm frumos cu lipici, pentru că este de Sfântul, de Dragobete, nu? Și punem în mijloc, așa, lipim inimioara. Ia uitați. Iar în mijloc, înăuntru, eu să dau asta un pic că se lipește. Și o să-i punem tot două din astea. Eu am... inimioare din astea așa, la fel, îi dau cu lipici. Îi dau cu lipici aici, pac. Și la fel, lipim una așa și una o să punem invers ca să... Pare mai interesantă. Și mi se pare, mie îmi place că mi-a ieșit tricolor. Deci asta e autentic românesc. Asta am vrut să... Și... L-am făcut. Ah.
Așa. Ui. Și acum o să pun așa. Ca să nu fie. Și aici scriem mesajul ce-l simțim noi pentru cel drag sau pentru cea dragă. Ei, ați văzut, am făcut-o, deci, în direct cu voi, da? Deci, asta, deși asta nu merge pusă în plic. Asta se poate, se dă doar în mână. Se oferă în mână și spune autentic românesc. La fel. Și asta. Și asta v-am spus, e foarte simplă. Te iubesc, da? Putem să scriem pe toate, te iubesc. Așa, asta la fel. Am luat cartonul gros. Asta a fost o bucată de tot un pic de cartonaj. L-am tăiat, cum mi-a venit mie. L-am lipit așa. Și după aceea i-am pus, ca să nu se vadă chestiile astea, i-am pus la fel cum am pus și aici, vedeți? L-am lipit așa. Am pus câteva inimioare, am făcut marginea asta. Sunt role din astea micuțe care se lipesc. Inimioare la fel am avut. Dacă cum știu, am avut după la o pungă. Dar să nu vă imaginați că le-am făcut eu. Sau. Și asta este ideea mea pentru îndrăgostiții de dragobete. Așa că dacă v-a plăcut ideea mea, începeți să o faceți și voi. Și să oferiți celor dragi cadouri frumoase. Și eu vă îmbrățișez cu drag și ne vedem la următorul video. Ciao! Deci, am luat foaia, da? Albastru, roșu și galben. Trei foi. Ia uitați-le, foi diferite, da? Deci le-am tăiat pe jumătate. Pe toate trei. Și acum le împreunăm și le probăm ca să vină aici. Deci să fie în rând cu ăsta negru aici și aici, chiar dacă ne rămâne loc, un pic de spațiu liber, nu e nicio problemă că punem ceva, o floare sau, eu știu, o să o ornăm astăzi cu un pic de material din asta. O să-i pun. Dar la aia cu stea, cu tricolor. Da? Aha. Acum, după ce am probat-o aici, haideți să începem să o lipim. Pentru că trebuie lipite. Deci care? Dăm pe albastră cu lipici. De la un cap la altul. Și dăm și jumătate de coală aici, în laterale. Doar jumătate. Și așa cum venim cu coala galbenă. Trebuie să încercăm să o punem la fix ca să că ea se prinde imediat. Da. Am reușit. Așa. Și acum dăm cu lipici mai departe. Ce se mai măzgărește pe aici, mai ștergem câte un pic. Dăm cu lipici mai departe.
cu răbdare. Așa, la fel dăm jumătate din și pe laterale. Dar jumătate. Așa. Și acum o lipim pe a treia roșie. Așa. Venim cu ea și o lipim. Așa, ștergem pe aici un pic ca să nu, așa, și ea se lipește. Acum, înainte să o lipim, haideți să începem să... Nu, trebuie să mai așteptăm un pic ca să... Da, luăm pe ultima foaie, da? Și o lipim așa. Deci să fie cât de cât un fel de... Deci lipim colțul. Dăm cu lipici pe colț. Acum am emoții. Așa. Și venim cu ea și o lipim. O lipim așa ca să, deci să vadă galbenul, da? Iar acum lipim galbenul pe roșu. Și să vede și galbenul, și roșu, și albastru. Haideți să lipim și pe ăsta. Și le ținem un pic așa cum degetul ca să se usuce, să usuce, să lipească, nu să usuce. Așa. Și acum începem cu următoarea. Deci dăm la albastru.